Din anul 2007, tradiționala întrecere de la sfârșitul verii aduce, așa cum o numesc organizatorii, anual la Târgu Mureș circa 2000 de copii, însoțiți de antrenori, instructori și părinți, generând venituri substanțiale hotelierilor, dar și celorlalți agenți economici din orașul Florilor. Timp de două zile în centrul orașului vor avea loc câteva meciuri demonstrative de fotbal de stradă, iar în deschiderea evenimentului vom avea un meci între copiii de la Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici din Târgu Mureș și cei de la ACS Kinder pentru a arăta că fotbalul nu are limite. Meciurile se vor disputa pe terenurile sintetice de la Complexul de Sport și Agrement Mureșul, terenul sintetic de lângă Stadionul Transil, terenurile sintetice de la Complexul Apollo din Sân George de Mureș și pe cel de la baza ACS Kinder din Sân George de Mureș. Ceea ce privește echipele, sper ca cel mai bun să câștige, sper ca fair play-ul să domine lupta, chiar dacă uneori noi prin Consiliul Local ne mai faultăm la unele hotărâri de Consiliu, sper ca faulturile să fie cât mai puține în această competiție, iar cartonașele la fel cât mai puțin. Sper ca în următorii ani domnii din Consiliul Local să înțeleagă că investiția în infrastructură, sport, indiferent el pe care este, că e basket, handball, fotbal, volei, scrimă, tenis, el trebuie făcut. Finalele și meciurile de clasament vor avea loc în zilele de 1, respectiv 9 septembrie. Tot atunci se vor decerna și premiile, festivitățile urmând să se desfășoare la Casa de Cultură Mihai Eminescu din Târgu Mureș, cu începere de la ora 14. Bucuria mea este că, în ultime față, fără să-l nominalizez și nu vreau să intru în detalii, sunt jucători la Liga 1 care au jucat în acest turneu. Asta era speranța mea, să pot să vin cu niște argumente clare. Acel jucător se poate verifica, acum câțiva ani era golgheterul, cum pe un Kinder, iar acum este în Liga 1. În cele 9 ediții, turneul Kinder a reunit 750 de echipe de la aproximativ 360 de cluburi din țară și din străinătate la Târgu Mureș. Asta înseamnă aproape 10.000 de copii care s-au luptat pentru cucerirea trofeelor puse în joc. Sportivii vor fi răsplătiți cu echipament și mingi de joc din partea sponsorilor. Toți participanții vor primi tricouri cu semnele oficiale ale turneului, iar pe lângă acestea, părinții vor avea parte de o petrecere organizată special pentru ei. Competiția începe pe data de 28 august și ține până la 1 septembrie.